Au trăit printre noi, dar au fost diferiți. Lumea a fost influențată în bine prin viața lor. Secretul a constat în cunoașterea lui Dumnezeu într-un mod real, profund, autentic. John Tauler: Să fug sau să rămân? Pentru doctorul Tauler, întrebarea era una de cea mai mare importanță. Liderul creștinătății, Papa de la Roma. A pus orașul Strasburg sub blestemul Bisericii, blestem numit Interdicție. Papa era supărat pe împăratul Ludwig al Germaniei pentru că acordase protecție lui Marsilius de Padova, rector al Universității din Paris, ale cărui învățături despre autoritatea Bisericii și despre suficiența lucrării de ispășire a lui Hristos fusese rădeclarate eretice de către Sfântul Scaun. John Tauler, numit cu respect maestrul datorită culturii sale vaste, s-a născut la Strasburg, în Alsacia, în anul 1290. Tatăl său fusese probabil Nicola Tauler, un senator al orașului și un om cu avere considerabilă. În jurul vârstei de 18 ani, tânărul John a intrat în rândul călugărilor din Ordinul Dominican și curând după aceea a plecat la Paris pentru a studia teologia la Colegiul Dominican Sfântul Iacov. Mulți dintre oamenii școlii, cum erau numiți profesorii din acea perioadă, păreau a se fi specializat pe în alte teme filozofice, teme de care tânărul Tauler era prea puțin interesat. Tauler era un om smerit și nu admitea nimic altceva decât respect și loialitate față de biserică și învățăturile ei. Era sincer și curajos și avea o mare dragoste pentru oameni. La rândul lor, aceștia aveau admirație fără margini pentru calitățile sale de excepție ca predicator. Nu știm cum, însă nici chiar în fața interdicției, el nu a cedat fricii, așa cum au făcut mulți alți membri ai clerului. În ciuda faptului că nu cunoștea realitatea harului lui Dumnezeu, el nu a fost nici de cum unul dintre acei proverbial păstori cu simbrie. Și astfel, spre marea ușurare a populației, el a rămas în oraș. Mulțimile veneau cu grămada să-l asculte și aprecierea lor s-a transformat într-un soi de mândrie pentru faptul că iubitul lor oraș Strasburg avea parte de un învățător atât de mare. Posedau o cunoaștere excelentă a Bibliei și avea o dorință profundă ca ascultătorii săi să beneficieze în mod practic de aceasta. Pe măsură ce faima lui s-a extins, vizitatorii veneau de departe să-l asculte, Însă teoriile sale despre cum poate cineva deveni mai bun prin eforturi proprii s-au dovedit complet neadecvate pentru a produce manifestarea Harului în rândul ascultătorilor săi. În anul 1340 mulțimile erau mai mari ca oricând, iar maestrul le vorbea cu înflăcărare încercând să le învețe calea către cer. De aceea nu a fost o surpriză pentru el când, într-o zi, a observat în audiență un străin cu înfățișare umilă ce părea extrem de interesat. Însă dacă cel aflat la anvon ar fi putut citi gândurile omului de pe bancă, nu i-ar mai fi rămas motive de mândrie. Căci omul venit din Elveția gândea așa. Maestrul e un om foarte blând, iubitor, bun la inimă din fire, înțelege bine și Sfintele Scripturi, dar față de lumina harului se află în întuneric, fiindcă n-a cunoscut-o niciodată. Vizitatorul era Nicolas de Basel, un adevărat apostol al acelor vremuri întunecate. Auzise de trei ori într-un vis că trebuie să meargă la Strasburg să-l asculte predicând pe doctor Tauler și fusese convins de faptul că Dumnezeu îl îndemna să-l ajute pe acest mare învățător să găsească lumina Evangheliei. Nicola s-a petrecut în rugăciune tot timpul pe care îl avea la dispoziție și după ce a ascultat cinci predici, s-a apropiat de învățător și și-a arătat dorința, conform practicii din Biserica Catolică, să se confeseze. Acesta a fost de acord și Nicola s-a făcut lucrul acesta timp de 12 săptămâni, după care i-a cerut doctorului în teologie să țină o predică în care să arate cum poate un om să ajungă pe cea mai înaltă culme a vieții spirituale posibile în această lume de păcat. Dr. Tauler a ținut această predică în cele din urmă, expunând un mesaj biblic practic în 24 de puncte, susținând, din punct de vedere omenesc, apogeul perfecțiunii creștine. Predica s-a referit la lepădarea de sine, la umilință, la răstignirea vieții vechi, la biruință lăuntrică, la dragoste desăvârșită și simplitate. Cu toate acestea nu era decât teorie obținută prin studiul atent al Scripturii. Într-adevăr, cei care consideră acele timpuri ca fiind vremuri de întuneric nu vor putea crede că un cleric din zilele acelea a putut reda atât de clar ce cere Dumnezeu de la cei care doresc să fie ai săi în întregime. Dar predica a omis două lucruri de cea mai mare importanță, totala păcătoșenia omului ce are drept consecință neputința de a atinge acest standard prin forțe proprii și credința în jertfa ispășitoare a lui Hristos ca singura cale către binecuvântata experiență ce a fost descrisă în predică. Nicola s-a scris din memorie întreaga predică și mai târziu a citit-o lui Tauler, care, uimit de inteligența și capacitățile acestuia, l-a îndemnat să mai rămână în Strasburg pentru a asculta și alte predici în viitor. Imaginați-vă surpriza și consternarea profesorului când a auzit din gura acestui străin umil următoarele cuvinte. Sunteți un mare cărturar și ne-ați învățat o lecție bună în această predică, dar dumneavoastră înși vă nu trăiți în conformitate cu ea. Totuși încerca să mă convinge să mai rămân aici ca să mai țineți o predică. Domnule, vreau să înțelegeți că în multe feluri cuvintele oamenilor mai mult m-au încurcat decât m-au ajutat. Și motivul este acesta. S-a întâmplat adesea ca, după ce ascultam o predică, să iau cu mine idei false de care abia puteam scăpa într-un timp îndelungat și cu multă trudă. Dar, dacă cel mai mare învățător al adevărului se apropie de un om, acesta trebuie să se golească și să renunțe la toate celelalte lucruri, ascultând numai vocea lui. Să știți că atunci când acest învățător vine la mine, el mă învață într-o oră mai mult decât ar putea toți doctorii în teologie, de la Adam până în ziua judecății. Profesorul a primit bine aceste cuvinte, rugându-și oaspetele să mai rămână o vreme în Strasburg. Nicola s-a fost de acord, cu condiția ca Tauler să-i permită să-i vorbească liber, sub acoperirea jurământului confesiunii. Astfel a început Nicola să-l învețe pe cel care crezuse că îl va instrui pe el. El a spus că motivul pentru care predicile lui Tauler ucideau în loc să dea viață, era faptul că în realitate dorințele sale nu erau îndreptate către Dumnezeu, ci către creaturile sale, în mod special către una dintre ele, pe care o iubia peste măsură de mult. Pe sine însuși, drept consecință, inima lui nu era în întregimea Domnului. De aceea, spunea Nicolas, asemăn inima ta cu un vas necurat. Când vinul curat, neamestecat, al învățăturii sănătoase trece prin acest vas murdar și plin de pete, rezultatul este că învățătura ta nu mai are savoare și nu aduce har inimilor celor care te ascultă. Iar cât despre faptul că am spus că ești încă în întuneric și nu ai adevărata lumină, este de asemenea adevărat și prin aceasta se poate vedea cât de puțin sunt aceia care primesc Harul Sfântului Spirit prin învățătura ta. Am mai spus că ești un fariseu și lucrul acesta este adevărat, dar nu ești un fariseu ipocrit, Totuși ai acest semn distinctiv al fariseilor, anume că în toate lucrurile te cauți și te iubești pe tine însuți și nu gloria lui Dumnezeu. Acum examinează, stimate domn, și vezi dacă nu ești un fariseu în ochii lui Dumnezeu. Pentru că, să știi, maestre, un om este socotit un fariseu în ochii lui Dumnezeu după cum este înclinată inima. Și cu adevărat în ochii lui Dumnezeu sunt mulți farisei. După ce a rostit aceste vorbe, Tauler a căzut pe grumazul lui Nicolas și l-a sărutat zicând. Mi-a venit în minte o asemănare. Mi s-a întâmplat ca și femeii păgâne de la fântână. Pentru că, să știi, fiule drag, tu mi-ai pus înaintea ochilor toate defectele. Mi-ai spus tot ce ascunsesem în mine și mai ales că dragostea mea se îndreaptă către o singură ființă. Dar vreau să spun un adevăr. Eu singur nu mi-am dat seama și cred că niciun om din lume nu și-ar fi putut da seama. Nu mă îndoiesc, fiule scump, că de la Dumnezeu știi toate acestea. În conversațiile ulterioare, Tauler i-a mărturisit lui Nicolas că a fost rănit profund de faptul că l-a numit fariseu. Însă umilul serva lui Hristos i-a arătat cu credincioșie că și el, ca cei învățători ai legii din vechime, punea pe umerii altora poveri pe care el nu le ridica și la fel ca ei zicea, dar nu făcea. Maestre, uită-te la tine, a continuat el. Dumnezeu știe, ca și tine, că nu atingi și nu porți aceste poveri în viața ta. Dar mărturisesc că, atât cât pot eu judeca după starea ta prezentă, aș urma mai degrabă cuvintele tale decât viața ta. Privește numai la tine și vezi dacă nu ești un fariseu înaintea lui Dumnezeu, Măcar că nu ești unul dintre acei farisei, a căror parte este în focul iadului. Învățătorul a răspuns: Nu știu ce să spun. Văd limpede că sunt un păcătos și sunt hotărât să schimb viața în bine, chiar de-ar fi să mor pentru aceasta. Dragă fiule, nu mai pot aștepta. Te rog numai pentru numele lui Dumnezeu să mă sfătuiești cum să încep lucrul acesta arată și învață-mă cum să ajung la cea mai înaltă de săvârșire pe care o poate atinge un om pe pământ. După aceea, Nicola i-a arătat profesorului că, dacă dorea cu adevărat să știe căile lui Dumnezeu, el îi va da o primă lecție. Căci el știa prea bine că încăpățânatul Tauler sau oricare alt om nu putea împlini aceste porunci numai prin eforturi proprii. Dorința sa era ca această ultimă răbufnire a sforțărilor proprii să-l facă pe Tauler să întrevadă ceva din neputința și din nimicnicia lui pentru a fi gata să primească revelația divină despre calea mântuirii numai prin credință. După trei săptămâni, Tauler a mărturisit disperat că a trăit o mare agonie sufletească și că ar fi necinstit dacă ar spune că a învățat chiar și prima literă din lecția ce a fost dată. Dar, după aceeași perioadă de timp, a trimis după Nicola și a spus, Dragă fiule, bucură-te împreună cu mine, fiindcă cred cu ajutorul lui Dumnezeu că pot să spun primul rând. Cât de fericit a fost Nicolas, căci prin faptul că Tauler l-a rugat să-l învețe mai departe, era evident că maestrul se apropia de sfârșitul tuturor eforturilor proprii. Atunci l-a sfătuit să facă ceva ce știa că va însemna moartea tot ceea ce marele predicator îndrăgea. Pe scurt, i-a spus să apuce pe calea crucii, cale care stă în fața oricărui om care vrea să-l urmeze pe Hristos. I-a sugerat lui Tauler să renunțe temporar la predicare și la alte îndatoriri preoțești, concentrându-se asupra căutării lui Dumnezeu. Aceasta, spunea Nicolas, va face ca prietenii să se întoarcă împotriva lui. Audiența care asculta vrăjită predicile sale îl va părăsi cu dezgust. Și așa s-a și întâmplat. Doi ani pustii, Tauler a refuzat să predice și să învețe. Populația s-a înfuriat, numindu-l smintit. Drept urmare, a rămas lipsit de mijloacele de trai și în timpul acelei perioade, pentru a-și ușura chinurile foamei, a vândut unele din cărțile sale mult îndrăgite. S-a îmbolnăvit și când prietenul său l-a vizitat din nou, acesta l-a îndemnat să aibă mai multă grijă de trupul care a fost dat de către Dumnezeu. Totuși, Nicola s-a fost mulțumit și cerându-i profesorului să persevereze, a promis că va veni ori de câte ori va fi nevoie de el. Dar tatăl nostru ceresc veghea și era gata să fie îndurător. Revelația sa nu era departe. În mod semnificativ era sărbătoarea convertirii Sfântului Pavel când a avut loc marele eveniment al vieții lui Tauler. Doctorul în teologie a fost convins de vinovăția și păcătoșenia inimii sale înaintea lui Dumnezeu, și, datorită acestei revelații, a ajuns atât de slab încât nu putea decât să stea în pat implorând, O Dumnezeule plin de îndurare, ai milă de mine, un biet păcătos, pentru bunătatea ta nemărginită, căci nu sunt vrednic să trăiesc pe fața pământului. Stând acolo în pat, slab și zdrobit de întristare, a auzit o voce care i-a spus, Ai încredere în Dumnezeu și fii în pace!" și să știi că atunci când el a trăit ca om pe pământ, pe cei pe care îi vindecase în trup, i-a făcut sănătoși și în suflet. Reacția sa față de acest mesaj a fost atât de puternică încât pentru o vreme parcă și-a pierdut rațiunea. Când și-a revenit, era stăpânit de o putere lăuntrică nouă, iar adevărul divin, care înainte fusese întunecat pentru el, era acum clar ca lumina zilei. A trimis după Nicolas, care, văzându-i bucuria, a exclamat, Poți să spun că acum, pentru întâia oară, sufletul tău a fost atins de cel prea înalt. Litera legii care înainte te ucisese, acum îți dă iarăși viață, pentru că ți-a atins inima prin puterea Duhului Sfânt. Învățătura ta, care înainte venea din firea ta, va veni acum de la Duhul Sfânt, căci prin Harul lui Dumnezeu ai primit lumina de la Sfântul Spirit și scripturile pe care le cunoști deja îți vor deveni clare, fiindcă vei avea o înțelegere pe care nu ai avut-o niciodată înainte. Și așa a fost. Tauler era o făptură nouă, viu și fremătând de un nou mesaj din ceruri. Nicola i-a dat bani cu care să-și răscumpere cărțile și l-a sfătuit să înceapă din nou să predice. Profesorul a anunțat o slujbă și oamenii s-au adunat, însă în loc să proclame cuvântul, n-a putut decât să stea în fața lor plângând. Mulțimea care venise cu sufletul la gură a așteptat, dar în ziua aceea nu a auzit nicio predică. Marele orator de odinioară nu putea rosti niciun cuvânt. Toată ființa continua să-i se cutremure de plâns. În cele din urmă, mulțimea s-a împrăștiat mânioasă, convinsă că doctor Tauler este mai dezechilibrat ca oricând. Însă marea schimbare interioară venise și, având în vedere nevoia spirituală cruntă de pretutindeni, doctorului îi era imposibil să rămână multă vreme tăcut cu privire la cele petrecute. Reputația sau interesele sale nu mai însemnau nimic pentru el. Tauler și-a amintit de călugări și călugărițe, de sacrificiile și penitențele autoimpuse ca și de pretinsa lor sfințenie. Gândindu-se la păcatele și la rătăcirile lor, a fost cuprins de dorința de a le descoperi secretul eliberării sale. Astfel, știind care un mesaj din partea lui Dumnezeu a predicat în fața unei adunări din mănăstire formate din călugărițe și din alți ascultători. Plecând de la textul Iată mirele ieșiți în întâmpinare, Matei 25 cu 6, a vorbit despre Hristos, mirele sufletului, relație pe care călugărițele pretindeau că o au cu Domnul Isus Hristos. Și ce predică a fost? Judecată după cele întâmplate la terminarea ei, trebuie să fi fost grozav de convingătoare. Duhul Sfânt a atins peste tot inimile, în timp ce vorbitorul descria starea celei ce se pretindea Mireasa lui Hristos, mânjită de interese egoiste, dragoste de lume, laudă de sine și lăcomie. A fost un discurs frumos, dar pătrunzător despre ce se găsește în inima oricărei ființe omenești, indiferent de slujba la care este chemat. Mesajul s-a încheiat cu o imagine a mirelui care se dăruiește pe sine pentru curățarea și sfințirea bisericii. Când a terminat predica, vreo 40 de oameni, doritor să afle mai mult, au rămas tăcuți în curtea bisericii. Profesorul a început să predice din nou mulțimilor și lucrul acesta s-a dovedit a fi fost făcut într-un moment foarte potrivit, deoarece la scurt timp după aceea comunitatea a fost bântuită de ciumă și cu tremure. Acestora le-a urmat cumplita moarte neagră, care a cauzat moartea a 16.000 de oameni în Strasburg și aproximativ 14.000 în Basel. Nu este minunat că acest mare predicator a fost umplut cu Duhul Sfânt pentru asemenea momente? Timp de șase ani, Dr. Tauler le-a dat lumina Evangheliei celor vii și celor aflați pe patul de moarte. Există multe cazuri în biografiile oamenilor evlavioși din Europa secolelor care au urmat, în care cel care tângea după o viață spirituală profundă și-a îndreptat căutările spre vremurile foarte îndepărtate, în acei ani întunecați de dinainte de reformă, și-a citit cu multă sete și binecuvântare predicile lui John Tauler. Două fragmente din aceste discursuri vor demonstra în ce măsură acest căutător de Dumnezeu a descoperit unele dintre cele mai adânci taine. Cităm: Cei care intră în via lui Dumnezeu sunt oameni cu adevărat nobili și cu multă trecere. Oameni care, în fapte și în adevăr, se înalță deasupra tuturor lucrurilor create din via lui Dumnezeu. Că cei îl caută și îl iubesc numai pe Dumnezeu însuși, nimic altceva. Ei nu caută nici plăcerea, nici scopuri egoiste, nici cele ce sunt numai daruri care vin de la Dumnezeu fiindcă omul lor lăuntric este cu totul cufundat în Dumnezeu și nu urmăresc altceva decât lauda și gloria lui Dumnezeu, pentru ca numai voia sa cea bună să fie împlinită în ei și prin ei în toate făpturile. De aceea ei pot suferi toate lucrurile și pot renunța la toate, că cei le primesc pe toate ca din mâna lui Dumnezeu și îi dau înapoi lui Dumnezeu în simplitatea inimilor tot ce au primit de la el, și nu pretind că ar avea dreptul la niciuna din îndurările sale. Ei sunt ca un râu care curge în mare și se răspândește cu fiecare val, și se grăbește apoi iarăși la izvorul de unde a pornit. Tot astfel și oamenii aceștia își oferă darurile sursei din care ele au venit și se întorc în ea ei înșiși căci atâta vreme cât ei poartă toate darurile lui Dumnezeu înapoi la izvorul lor divin și nu au pretenția că le aparțin, fie pentru plăcere, fie pentru avantaje, și nu urmăresc aceasta sau aceea, ci pur și simplu numai pe Dumnezeu, Dumnezeu va fi cu necesitate singurul lor refugiu și adăpost în lăuntrul lor și în afară. Citat închis. Iată rezumatul unui alt discurs pe tema uneia dintre fericiri. Cităm. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. O inimă curată este o odaie frumoasă, împodobită cu grijă, locuința Duhului Sfânt, un templu de aur al Dumnezeirii, un sanctuar al singurului fiu născut în care El îi se închină Tatălui Ceresc, un altar al Marelui Sacrificiu Divin pe care Fiul este zilnic jerfit Tatălui Ceresc. O inimă curată este tronul judecătorului suprem, scaunul de domnie și odaia de taină a sfintei trăimi. o candelă ce poartă lumina eternă, o cameră a sfaturilor tainice ale persoanelor divine, un tezaur al bogăților divine, un depozit de dulceață dumnezeiască, o panoplie a înțelepciunii veșnice, o celulă a singurătății divine, răsplata pentru toată viața și suferința lui Hristos. Deci ce este o inimă curată? Este, așa cum am mai spus, o inimă care își găsește singura și întreaga satisfacție în Dumnezeu, care îl dorește numai pe Dumnezeu și se desfată numai în El, ale cărui gânduri și intenții sunt întotdeauna ocupate cu Dumnezeu, cărea tot ce nu este Dumnezeu este străin și neplăcut, care se ține cât mai departe de imaginile nedemne, de bucurii și întristări, de toate grijile și temerile exterioare, întorcându-le pe toate acestea spre bine, fiindcă pentru cel curat toate lucrurile sunt curate, iar pentru cel plin de bunătate nimic nu este amar. Citat închis. Viața evlavioasă a lui John Tauler și învățăturile sale lipsite de compromisuri au influențat azi doi oameni ai bisericii, Thomas de Strasburg și Leopold de Saxonia, ambii stareți. Acești trei prieteni al lui Dumnezeu, după cum erau numiți adesea, și alții asemenea lor, au fost fără frică în învățăturile și în scrierile lor, care erau un puternic contrast cu doctrinele susținute de biserica oficială. Ei au sfătuit pe oameni să nu bage deloc în seamă interdicția papei, să viziteze pe cei bolnavi și pe muribunzi, să-i mângâie îndreptându-le privirile spre suferințele și moartea Domnului nostru, care s-a dat pe sine însuși ca o jertfă desăvârșită pentru ei și pentru păcatele lumii întregi. Răzbunarea din partea inamicilor lor era iminentă și cei trei au fost înlăturați în cele din urmă din pozițiile influente pe care le dețineau. La șase ani după convertirea sa, John Tauler a fost ilis să părăsească orașul Strasburg și să plece la Köln, Spre măhnirea multora, dintre care nu puține au trăit experiența unei vieți transformate în timpul slujirii sale. În acest oraș, Tauler a avut libertatea de a predica atât cât a dorit și a făcut lucrul acesta timp de vreo zece ani. La vârsta de 70 de ani, bătrân și infirm, s-a întors la Strasburg, unde a fost îngrijit de către sora sa, de asemenea bătrână, în una dintre casele ce aparțineau mănăstirii în care aceasta era călugăriță. Acolo l-a vizitat Nicolas și au căzut împreună de acord ca acesta să scrie o istorie a vieții lui Tauler, deși numele doctorului urma să nu fie menționat. Avea să fie cunoscut doar ca profesorul, iar Nicolas ca omul, pentru ca Dumnezeu să aibă toată gloria pentru tot ceea ce el realizase. Curând după aceea, acest scump om al lui Dumnezeu a plecat pentru veșnicie la Domnul. Nicolas împreună cu cetățenii orașului l-au plâns din adâncul inimii. Martin Luther a prețuit scrierile lui Dr. Tauler în cel mai înalt grad și a declarat că a găsit în ele mai multă învățătură decât în toți cărturarii puși la un loc. Prietenului său, Spalatini, a scris, Dacă vrei să afli învățătură sănătoasă din aceea veche și bună în limba germană, fă-ți rost de predicile lui John Tauler, pentru că nici în latină și nici în limba noastră nu am întâlnit vreodată o învățătură mai solidă și în mai multă armonie cu Evanghelia. Timp de mai mulți ani, oamenii din Strasburg și-au mintit de Tauler ca fiind doctorul luminat de Harul lui Dumnezeu sau maestru al Sfintelor Scripturi. O poezie scrisă de John Tauler, Ce ești tu pentru mine? Ca mirele pentru aliasa inimii sale, ca regele pentru țara sa, ca turnul pentru un castel și cârmaciul pentru cârmă, așa, Doamne, ești tu pentru mine. Ca o fântână în grădină, ca o candelă în întuneric, ca o comoară într-un cufăr și ca mana în chivotul legământului. Așa, Doamne, ești Tu pentru mine. Ca o piatră de rubin pe un inel, ca mierea în fagurul ei, ca lumina într-un felinar și ca tată în casa lui, așa, Doamne, ești Tu pentru mine. Ca lumina soarelui pentru cer, ca chipul pentru oglindă, ca rodul pentru smochin și ca roa pentru iarbă, Așa, Doamne, ești tu pentru mine.